glumă, mai în serios, edilul Dorin Chertoacă le-a spus azi jurnaliștilor că se așteaptă ca următorul funcționar de la primărie, care va fi vizată de CNA, să fie chiar el. Declarația a fost făcută în timp ce angajații Centrului Național Anticorupție efectuau percheziții în biroul viceprimarului Nistor Grozavu. Acesta este bănuit de depășire de atribuții în cazul proiectului cu parcările din capitală. Din câte am înțeles eu, se pune problema că acele licitații nu au fost desfășurate corect și au fost trucate. Dacă se va demonstra acest fapt, evident, persoanele urmează să fie deferite justiției. Grozavu a fost în grupul de lucru și a mai și semnat contractul. Respectiv, în legătură cu asta, sunt efectuate perchezițiile, a spus Chertoacă. Acesta a precizat că mai sunt vizați și câțiva agenți economici, dar și funcționari din cadrul Direcției Municipale Transport. Edilul a mai spus că în urma concluziilor anchetei, dar și apărierii contractanților, se va decide asupra continuării sau suspendării proiectului privind parcările cu plată în capitală. Apa din fântânile inundate ar putea fi periculoasă pentru consum, atenționează specialiștii. Ei recomandă în acest caz că este necesară pomparea totală a apei și evacuarea nămolului din fântână, după care pereții fântânei să fie spălați și dezinfectați cu clorură de var de 5%. După restabilirea volumului de apă, este nevoie ca fântâna să fie din nou dezinfectată. Dezinfecția fântânei se face cu substanțe clorigene sau dezinfectante, care au aviz sanitar de folosire în acest scop. De exemplu, clorură de var, hipoclorit de sodium sau cloramină. Specialiștii de la Centrul Municipal de Sănătate Publică mai menționează că în această perioadă, în localitățile în care s-au produs inundații, se recomandă folosirea atât în scopuri potabile cât și pentru igiena corporală a apei fierte. Pentru copii este recomandată folosirea apei îmbuteliate. Cu 20 de milioane de lei a fost suplinit fondul de rezervă al municipiului Chișinău. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău, iar banii vor fi destinați pentru lichidarea consecințelor intemperiilor din 20-21 aprilie. Totodată, potrivit deciziei CMC, lemnele adunate în urma nensorii vor fi repartizate prioritar beneficiarilor de compensații pentru încălzirea locuințelor. Edilul Dorin Chertoacă a declarat că va solicita guvernului susținerea financiară pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale. Mandatele a doi deputați noi au fost validate de către Curtea Constituțională. Fotoliile de aleși ai poporului au fost declarate vacante după demisia a doi deputați PLDM. În alta curte a constatat că Eugen Bodarev și Iurie Chiorescu, candidații supleanți, au prezentat Comisiei Electorale Centrale declarațiile prin care au acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Iar în ședința plenară a curții nu au fost stabilite circumstanțe de natură să împiedice validarea mandatului. Hotărârea curții este definitivă. Nu poate fi supusă niciunei căi de atac. Un subotnic, în vederea contribuirii la lichidarea consecințelor nisorilor recente, va fi organizat pe 29 aprilie. La acțiune vor participa mii de activiști ai PSRM, care au fost printre primii care au răspuns apelului lansat de către președintele țării Igor Dodon, care a chemat pe toți cetățenii să nu rămână indiferenți și să pună umărul la amenajarea teritoriilor afectate. Formațiunea mai precizează că, deși au fost zile de sărbătoare, membrii acestea au lucrat în curțile blocurilor de locuit, pe teritoriul grădiniților și școlilor, au curățat drumurile. În perioada 24-30 aprilie, în țara noastră se desfășoară săptămâna imunizărilor, care are genericul Vaccinurile funcționează. Specialiștii de la Centrul Municipal de Sănătate Publică precizează că epidemiile continuă să amenințe Europa, inclusiv Republica Moldova. Principala cauză este diminuarea cuprinderii cu vaccinări, riscul fiind majorat de migrația imensă a oamenilor. În ultimii ani se crede că multe boli prevenibile prin vaccinări nu mai reprezintă o amenințare pentru populație, în timp ce unii consideră că vaccinul este mai periculos decât boala. Exemplul recent este propaganda antivaccinală din țara vecină România. Epidemia de rujeolă a început în acest stat anul trecut, fiind înregistrate 675 de cazuri și 3 decese. Menționăm că unii părinți, atât de la noi cât și de peste hotare, sunt împotriva vaccinării copiilor lor. Cu vremea nu te pui. Dacă zilele trecute au fost înfruntate ninsori crunte, atunci se schimbă macazul. Meteorologia anunță vreme cu soare și temperaturi de până la 23 de grade în sudul țării pentru următoarele zile. Totodată, la sfârșit de săptămână va ploua, iar temperaturile vor coborî până la 18 grade ziua. Săptămâna viitoare va începe din nou cu temperaturi ridicate, ori termometrele vor indica ziua iar 23 de grade.
turul 2 pentru alegerile prezidențiale din Franța. Cei doi candidați, Emmanuel Macron și Marine Le Pen, se vor confrunta din nou pentru fotoliul de președinte al Franței. Le Pen, care a obținut 21,30% din sufragii, contează în a doua bătălie și pe suportul adepților lui François Fillon. Menționăm că prezența la urne a fost de 77,77% din totalul persoanelor cu drept de vot, adică puțin peste 37 de milioane de francezi și-au exercitat duminică dreptul la vot.